În continuare vă prezentăm un nou caz de corupție din țara noastră scumpă România și anume fostul deputat PDL Dumitru Puzrea mituind poliția română. În cadrul unei emisiuni televizate, Năstase Cătălin demască acest lucru, dar totul fără niciun efect ulterior. Urmăriți cu atenție cele 30 de minute în care Năstase Cătălin, fostul asociat al lui Puzrea și apoi înșelat și furat de acesta, divulgă dovezi șocante de corupție din poliția română și toate legate de același caz Dumitru Puzdrea. Deci, urmăriți-ne cu atenție. Știți cazul cu domnul Cătălin Năstase, un cetățean arab care acum are cetățenia română, bineînțeles, dar a fost batjocorit și este batjocorit în țara asta în continuare de așa zisii colaboratorii lui. Domnul Cătălin Năstase, bine ați venit în emisiunea noastră. Mulțumesc. Și mersi mult pentru prezența și domnului jurnalist Ahmed Jaber, bine ați venit. Vă mulțumim. La un strungar. Pe vremurile veche bune, se schimbă meseria din ceva de aici, se face, intra în cadrul poliției ca agent de circulație, apoi este instructor la, și director de școala de șoferi și la ora actuală domnul Cătălin Năstase este unul din cei mai bogați oameni de afaceri din România, fost deputat de la un anumit partid care este și la putere și va fi pacalit cu câteva milioane de euro. Ne și amenințe aici la OTV și la DDTV ca ne dea în judecată dacă facem emisiuni, pentru că așa este. Noi jurnalistii suntem ușor amenințați. Ce se întâmplă, domnul Cătălin Năstase? El folosește ca exemplu, da? Da? Terenul de tenis din cadrul Parlamentului României, mm-hmm. da? Că loc unde se întâlnește cu ce, adică să nu fie urmărit, că da. Acolo știi că dacă e la Parlament, cine... Bintu întâlnirile dubioase cu cine vrea să fi mituit de el, cine, adică să-l angajeze împotriva mea, da. Împotriva familia mea, împotriva, și toate întâlniri cu poliție în continuare se întâlnește acolo în terenul de tenis, că el face, că el select și joacă tenis. Domnul Cătălin Năstase, da. Poate este un jucător de tenis care da. S-a descoperit acum valoarea lui. Nu cumva? Da, domnul Puzdrea este un mare campion, dar nu la tenis, ci la furt, minciuni și mituiri. Ajunge de la fost șofer al poliției la deputat al României numai prin afaceri dubioase și amenințări. Domnul Puzdrea se asociază cu domnul Năstase Cătălin, pe care îl îndepărtează cu forța din firmă. Domnul Năstase se luptă de 3 ani de zile prin tribunale cu acest domn Puzdrea, dar... Eu n-am lăsat nicio cale posibilă ca să iau drepturile mele, drepturile familiei mea, care n-au făcut și nimic nu s-a întâmplat. Adică, dovezi, uitați, spun așa, colonelul, care v-am zis, colonelul Săcu, acum câteva, ce acum, acum 2 luni, am debus la Direcția Anticorupție, da. Împotriva lui colonelul Secu. Da. Cine este colonel Secu? Vă întrebați. Vă spun imediat. Sau mai bine spus, cine a fost colonelul Secu, fiindcă în mai 2010 s-a sinucis nemai suportând anchetele făcute asupra sa. Dar cine a fost? Domnul Secu Emanuel a fost șef al Poliției Sectorul 1, Departamentul Economic Investigații Fraude. În decursul anilor a ascuns multe afaceri ilegale, primită și șantaj. Unul dintre colaboratorii săi a fost chiar domnul Puzdrea Dumitru. Și am zis, uitați asta, blângere. I-am zis așa, am zis, domne, acela Secu, da? Ani de zile mi-a făcut șantaj. Uh-huh. Am dat lui sumă de bani între 5.000 și 10.000 de euro. Deci, asta a făcut prin ordinul lui Puzdrea. Deci, uitați, asta este plângerea care am făcut-o la să avem un prim plan. Anticorupție. Da? Ca să nu creadă lumea că nu dumneavoastră faceți toate demersurile. Da, asta toată corupție, da. În continuare, domnul Nicos vă citește câteva paragrafe din această plângere făcută de domnul Năstase către Secu Emanuel la DNA. În data de 10.05.2007, i-a comandat domnului Emanuel Secu, având funcția de șef serviciu economic sectorul 1, să vină la mine acasă, adică la acasă la domnul Cătălin Năstase. Motivul venirii a fost intimidarea și constrângerea mea ca în cel mai scurt timp să-i predau acțiunile și să-mi dau demisia înscris. Vă voi relata pe scurt un paragraf din discuția cu domnul Emanuel Secu. Arabule, te vom ajuta să ajungi unde trebuie și ne vom ocupa îndeaproape să-ți fie bine. Și dacă
dacă această cale de atac împotriva ta nu va fi soluționată, îți vom fabrica un dosar pentru facilitarea și plasarea cetățenilor arabi în țări europene. Trafic de carne vie. Dacă nu ați înțeles, vă explicăm imediat. Domnul Năstase Cătălin a fost șantajat de acest șef al poliției sector 1, Secu Emanuel, că îi va face un dosar, că plasează și susține teroriști arabi în România și că este traficant de carne vie. Mai mult, a venit cu masca peste domnul Năstase la îndemnul lui Puzdra pentru a căuta cele 11% din acțiunile pe care domnul Năstase le are la firma Universal Trade Company, care deține complexul comercial Flora și la care domnul Puzdra era acționar majoritar cu peste 51%. În contextul respectiv, domnul colonel Secu și gașca care era în jurul lui au folosit puterea lor, știind că domnul Cătălin este de origine irachiană, cetățean român de origine irachiană, făcând presiune asupra lui prin folosirea abuz de putere și care ei îi deținau atunci, trimitând mascat la el acasă, pentru că le speria și se plece acasă la el înapoi, știind că atunci era cu Saddam Hussein, era cu problema regimul vechi, se spune că o să fie speriat, că acuzat că fiind terorist, pentru că acolo atunci era suficient să spun cu ei că ești terorist fără să ai nicio dovadă. V-au găsit ceva, domnul Cătălin Năstase, în casă? V-au găsit vreun pistol cu apa? Cu apa minerală, cu apa plată? Deci el, adică el folosește același buzră, folosește metoda lui, adică de intimidare. Aceste metode sunt mascații, ca să înțeleg și eu. Folosește și fel și fel. Că mascații care au intrat la el acasă. Da. Au atins lucruri intime ale copilor, ale soției sale și ale lui, fără să aibă niciun mandat. Cu atât mai mult, dovada că a fost, nici nu a fost atingerea siguranța statului care poate să determine mascat să aducă la cineva acasă, ei au venit cu unul dintre nepoții lui Buzra acasă, având o adeverință ca să semnează el acolo acasă. Dar am înțeles că această intrare mascaților în caz de un terorist se face în colaborare cu SIE, cu SRI, cu poliția, cu denunțuri, cu reclamații. Adică este o colaborare a tuturor instituțiilor statului, în așa fel încât cineva să spune că are un terorist la mina lui. Dumneavoastră, de la cine ați fost reclamat? Reclamația nici nu a fost. I s-a fabricat lui Năstase Cătălin acel dosar care îi se promisese, totul la comanda lui Puzdrea. Și în anul 2007, domnul Secu este schimbat și în locul său vine domnul Voicu, fost șef secție 2, poliție sector 1 și bun prieten cu domnul Secu, deci mafia are continuitate la nivelul poliției sector 1 al capitalei. Corupția la nivelul poliției este foarte mare. Astfel, pe lângă Secu Emanuel, vă prezentăm alte două cazuri de oameni corupți din poliția română. Probabil știți că recent, noiembrie 2010, șeful poliției române, Tobă, a fost demis în urma scandalului de la Piatra Neamț. Probabil, sperăm că urmează și domnul Voicu, cel care l-a ajutat pe domnul Puzdrea în multe probleme. Sperăm acest lucru fiindcă domnul Voicu nu mai are susținere de sus de la domnul Tobă, cel care era șeful poliției române. De ce susținem acest lucru? Deoarece domnul Tobă este finul domnului Voicu, actualmente șeful poliției sectorul 1. Încrengătura din poliția română este foarte stufoasă. Mai toți cei de sus din poliție sunt rude între ele. Astfel, domnul Voicu îl are actualmente adjunct la poliția sectorul 1 pe domnul Hamziu, care este finul său. Mai întâi, domnul Hamziu a venit în locul lui Voicu la șefia secției 2 poliție, când acesta a plecat șef la sectorul 1. Apoi l-a adus direct adjunct la conducerea poliției sectorul 1. Vă explică mai bine domnul Năstase și domnul Nicos. Da. A plecat Secu, acum a venit Voicu ca să continuă, ca să face toate scenarii în favoarea lui... Noi am fost acolo, la complexul care am filmat acum, complexul mi se pare Flora, se spune, da? Da, asta este șeful poliției, filmat cu camere ascunse, da? Când mereu vine el, intervine el personal. Și deci de weekend sau de asta se ne interzice să cerem drepturile noastre. Domnul Cutelharu, care a vrut să termine pe fratele meu, a ieșit de la OSF, a făcut fel și fel.
De la, da, de la anul trecut vine acum. Unde este dosarul ăla care ta... Da, deci vă invit pe amândoi. Vă invit cu încă persoane. Vă invit cum vreți dumneavoastră. Toată pretenția mea este să fie discuție civilizată. Asta nu e o discuție civilizată. Eu vă spun o întrebare. Domnule, stați puțin. Hai să vă las actele. Ce mă rugați, monsieur? Vreau să mă cert în stradă cu dumneavoastră, stimate domn. Nu pentru asta nu certam, domnule. Nu certe pe dumneavoastră. Sunteți capabili de o discuție. Și vă rog frumos, citiți asta. Domnule, dar n-ați înțeles. Domnul comandant vrea stabilat continuare cu dumneavoastră civilizată. Am revenit în studio. Ce am văzut aici, domnul Cătălin Astasov? Deci, mereu când mergem să cerăm drepturile noastre... Adică ce drepturile, ca să o înțeleagă și lumea? Deci sunt acționar în complexul în complexul respectiv, da? Imediat pus rădat telefon la Voicu Ion, da? Și la comandă lui. Și asta a intervenit într-o sâmbetă. Da. Când Voicu Ion trebuie să fie acasă. Am înțeles? Da? Imediat a venit cu mașina lui personală, da? Și a venit cu poliție și nu m-a lăsat să intru în complex. Am înțeles. Da? Dumneavoastră deci sunteți și trebuie să înțeleagă lumea. Și nu numai asta. Acum toate plângerele, da? Făcute de mine, de familia mea, în secție 2, unde este el e șef, da? Sunt puse la naftaline. La naftaline. Acolo... E bine, că există, nimeni, e bine, da? Că există și naftaline în țara asta. Da. Deci nu umple nimeni și tot, adică și dacă este în favoarea lui Buzra, imediat el da comandă la ofițerii să da soluție. Deci domnul Voicu a venit de acasă sâmbăta, făcând astfel ore suplimentare la ordinul lui Buzra pentru a nu lăsa până Stase Cătălin și frații săi să intre în complex. Aici erau toate actele firmelor, precum și marfa care s-a stricat acolo. Mai mult, același Voicu Mihai Marius nu a vrut să se uite pe niciun document pe care îl avea la el domnul Năstase Cătălin și frații lui. De ce? El era venit acolo la comanda lui Puzdrea cu un scop bine definit. Năstase Cătălin nu intră în complex. Punct. Bine, eu am trăit personal, da? Ce spuneți dumneavoastră, pentru că eu am fost la Complex Flora cu colegii mei de la ProTV și de la alte televiziuni și n-am fost lăsat să intram. Nu știu ce au de ascuns oamenii respectivi, ci timp a fost vorba de a face un material de un restaurant din complex de acolo, care a fost mizeria, care a fost adunată timp de ani de zile și efectiv nu ne lăsau să mergem să filmăm această mizeria, care de fapt au venit cei de la Sanipit și au rezolvat problema. Domnul Cătălin Astase, sunt niște oameni, și asta am citit un material aici, care de fapt sunt în spatele acestor oameni. Adică nu poate să intrați nici la complexul Flora. Acolo sunteți acționari, din ce am înțeles eu. Sunt acționar, da. Și ca acționar nu puteți să intrați având acțiunile? Deci el folosește abuterea lui abuzive. Dumneavoastră, da? Cumva deci, dat acțiunile la cineva? Domnule, deci el, n-am dat acțiunile, toate acțiunile sunt la mine. Am înțeles? Deci el folosește, v-am zis, banii, da? Buterea banilor, carabanii și da... mite la toate oameni care au funcție mari, da? Da? Și atunci sunt eu de unde sunt, de unde ridic adică cine? Sunteți, da? Un arab nenorocit, da, din țara, da, asta, da, care, da, trebuie, da, da, trimis înapoi, da, da, la, da, cum, da, spune, la țara lui, pentru că toți arabii în țara dovezi, asta sunt nenorociți, conform domnul Buzdra, atâte dovezi, da? Am dat, da? Că poliție acoperă pe el, acoperă afacerea lui. Uitați, asta e un bilețel, da? Uitați, bilețel scris de bămână lui Seco Emanuel, da? Da? Când a fost el activ în, da, funcțiune, din care zice acum el, e pasiv, de fapt. Acum, da, nu. Glumim, da, 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 da. Și acum vă explicăm mai pe larg acest bilețel. Deci asta o dovadă cea mai mare dovadă, da? Unele din dovezile mele care le-am, da? Da? În care? Când se dă dovadă că el acoperă avaziunile fiscale făcute de Buzra și de nevastă lui. Am înțeles. Da. Toate avaziunile făcute de Buzra și familia lui în complex, da, a fost acoperite de Emanuel Seco. Am, da, înțeles. Uite, și aici se spune exact. Adică că nu m-a găsit, da? Uite, spune: pe perioada cât tu pleci, adică, da, eu, de marți, colegul dorește să audieze 6 de senatori de contract român și 6 de alte cetățenie. Nu se va mai face control sub altă formă. I-am spus și lui Sandu. Știi cine e Sandu? Sandu, cine e domnul Sandu? Sandu, fost ofițer care
am ușamelizat dosarul lui Buzră, da? Da? Care, cu care am zis emisiunea trecută, da? Cu falsificări de contract, cum s-a născut complexul Flora. Da? Și uite, în continuare, spun, n-am vrut să discutăm în telefon. Am vorbit și cu cei doi prieteni. Care doi prieteni? Deci Buzra și nevastă lui. Am înțeles. Da? Da. Și tot este ok. Asta când m-a găsit, uite, struge biletul după citire. Deci asta o dovadă, v-am zis, scrisul lui Emanuel Secu. Am înțeles. Când, și o dovadă. Același Emil Secu a mușamilizat, a ajutat, s-a mușamilizat din sar numărul 1524 penal din 1997 al lui Buzra cu contract fals care cum a născut complexul Flora, da. Da? Și care a fost ajutat și de Sandu, care era numărul lui trecut, care a discutat cu Secu. Mm-hmm. Acela Sandu a fost ofițer, care s-a ocupat de dosarul lui Buzra în 1997 și concedență, după câteva timp, a venit și a s-a angajat la Buzră că vicepreședinte. Adică domnul Secu l-a ajutat pe același Buzrea să facă acte false pentru a deveni proprietar al complexului Flora în anii 90. Același Emanuel Secu, care a făcut protecție, da? Și protejare la toate afacerile lui Haysam Ömer, în sectorul 1. Prietenul nostru. Da. Da. Și el a făcut... Este foarte important să spuneți. Stați puțin. Domnul Omar Haysam este un terorist, s-a zis terorist. Da. Declarat oficial terorist. Și a fost terorist. Protejat de același colonel. Și a fost protejat de același colonel. Același colonel, că l-a protejat pe Haysam Ömer, da? A protejat și pe Buzra. Faceți legătură. Iar acum vin ceilalți, da? Da. Și spun că dumneavoastră sunteți terorist. Da. Nu ei, de fapt, care au acoperit un terorist să plece din țara și da. Cum a plecat. Unii spun că au plecat cu oile, cu vacile, da. Alții da. Cu avion. Da. Nimeni din țara asta, din da. Oficialii, din da. Mari politicieni ai țarii, unde i-ați găsit la lot, da. I-ați găsit da. Pe toți. Din mari acești politicieni, nimeni nu știe cum a plecat acest om. Se aud niște da. Oile care l-au ajutat. Da. Trebuie mărturisit, să luăm mărturie de la oile respective, dar nu-i găsim pentru că se află undeva în Constanța, da. Iar dumneavoastră sunteți acuzat da. De terorism. Hai să vedem materialul da. Și imediat revenim în studio. Alături de mine este vicepreședintele Uniunii Arabilor din România, domnul Cătălin Năstase. Bună seara, bine ați venit. Mulțumesc, care se confruntă cu niște situații mai grele, în sensul că este amenințat aici în România. Sunt acționar. Sunteți acționar la un angro, un complex și da. Spuneți că celălalt acționar, nu? Că da, mai mulți. Un acționar care... Câți acționari erați? E în total 10. Aha. Da. A, și ceilalți 9 sau... Ăștia, deci au primit scrisoare dinainte de amenințare. Și au stat pe bancă lor. Și ceilalți 9 sunt împotriva dumneavoastră? Nu. În acest toți război? Sunt acolo. Deci tot este acum care e la, cum să spun, parlamentar. E un parlamentar da. Care folosește... Nu înțeles, un om influent, da. De puterea lui că e parlamentar. A trimis secretoare înainte, că i-a dat pe da. Ei înainte. Deci el are obiceiul ăsta. Folosește omul. Da. El lucrează numai din umbră. Deci da. El între timp a vândut complexul, da. Care era într-o deci, proporție mică și al dumneavoastră. Și dumneavoastră, ce ziceți, a luat că el... Complexul s-a vândut da. Și a scris toate... Da. Da? L-a cumpărat cu 80 de milioane. M-a contactat un prieten arab care mai are un magazin acolo unde e la complex. Și omul a zis, domnule, uite, noi suntem bodyguards-ul lui Cotare, da. Deputatul, da. Da? Și ne-a chemat, uh-huh. a adunat pe toți, când s-a închis, și a adunat și a zis, domnule, uitați, ce facem cu arabul? Deci el zice numai, cum facem arabul? Vă zice de arabul, da. Bun, da. Dar aia bodyguards de ce l-au trădat? De ce vă spuneau dumneavoastră? A zis, domnule, noi facem orice pentru tine, că suntem angajați. Să ascultăm, apropo de bodyguards, domnul Florin, bună seara! Bună seara, domnul Dan Diaconescu. Bun. Spuneți-ne așa, din ce relatează invitatul, da? Domnul Năstase are perfectă dreptate uh-huh. în tot ceea ce a spus. Bun, dar dumneavoastră acum mai sunteți bodyguard la acea persoană? Că asta îl întrebam. Nu mai suntem, domnul Dan Diaconescu, uh-huh. pentru că și pe mine, și pe verii mei care i-am adus tot eu la dânsul, da. Ne-a tratat ca pe niște oameni de nimic, ca să spun așa. Am înțeles. Și v-a dat comanda asta, într-adevăr, să-l omorâți pe invitat? Da. Dacă îmi permiteți, am să fac o paranteză, să spun contextul în care s-a întâmplat discuția între mine și respectivul domn. Da. Deci m-am dus acolo, asta a fost în prealabil.
Am ieșit afară din acea încăpere, dânsul are o încăpere unde, deci nu poartă discuțiile în interiorul angroului. Ceva într-o încăpere ca un fel de seră, o seră mai micuță așa. Da. Și am fost la dânsul, bună ziua șeful, salut, salut, ce băi, hai să spun ceva, dar hai să ieșim afară. Și am ieșit afară, am ieșit pe o alee, este o alee care de acolo, de la dânsul, duce chiar în angro. Și mi-a spus, băi, cât vreți ca să-l schilodiți pe un arab? Și zic, doamne, de cine e vorba? Și e vorba de asociatul meu, domnul Năstase, și așa mai departe. Și a spus, șeful, vă rog să mă scuzați, noi așa ceva nu facem. Pe mine m-ați nechemat aici ca să vă apărăm pe dumneavoastră, să nu se întâmple ceva în un complex. Nici de cum să schilodim oameni. Da, dacă îmi permiteți, vreau să vi dau și pe cei doi verei mei ca să vă confirme. Da, da, da. A fost cu el. Okay, deci da. A fost... Da, da. Să vă confirme ceea ce v-a spus eu. Adică... Sigur că da. Alo, bună seara. Bună seara, domn. Marius la telefon. Da. Doar prea pot să vi-l spun. Da. Pot să vă confirm cele afirmate de Florin, de vărul meu. Și mi-a spus că să mă angajeze ca supraveghetor în Angro, ca să aplanăm dacă apar unele conflicte. Însă mi-a spus, cred că tu te văd că ești băiat serios și astea, nu cred că te-ai mulțumit doar cu un salariu care câștigă un bodyguard. Pot să vă dau și alte lucruri de făcut în afară de chestia asta, printre care ne-a propus ce a spus el. Și în momentul acela n-a refuzat, n-a spus nici da, nici nu, a rămas doar să vorbim, pentru că sincer mi-a fost frică. L-am văzut ce privire avea, ce fel să manifeste, ce fel de cruzime, vă rog să mă credeți, avea o cruzime așa în vorbă, spunea, îl sclodiți, vedeți cum scăpați de el, să nu mai văd în fața ochilor. Pentru opinia publică, vă informăm că înainte de a veni la această emisiune, domnul Puzdrea a vorbit cu producătorii lui Dan Deaconescu pentru a nu-l mai lăsa pe domnul Cătălin Năstase să intre în direct. Mai mult, i-a interzis să apară în studio alături de bodyguards-ei lui Puzdrea, oferindu-i se varianta de a vorbi cu ei la telefon, iar domnului Năstase i s-a spus să nu pronunțe numele Puzdrea pe post. Altfel, nu intră în direct în emisiune cu domnul Dan Deaconescu. Ați dus la poliție ca să revenim la firul cronologic al evenimentului, ați depus reclamații, v-am scos de la IML sau de unde era, la spital, acea adeverință de internare și ce s-a întâmplat după aceea? Nu s-a întâmplat nimic. S-a întâmplat nimic? De ce oare, vă întrebați? Fiindcă plângerea făcută de Năstase Cătălin a rămas blocată la secția 2 poliției din ordinul lui Voicu, cel care era mâna dreaptă a lui Puzdrea, șeful secției 2 poliție, împreună cu complicitatea avocatului Năstase pe nume Vulpoiu Ion, fost polițist. Totuși, plângerea a ajuns după 3 ani la tribunalul de pe lângă judecătoria, sector 1, de care s-a ocupat domnul procuror Dragoș Nestor, cel care s-a ocupat așa de bine că numai după o săptămână a dat verdictul fără să facă nici măcar o investigație, verdictul fiind neînceperea urmăririi penale a lui Puzdrea. Totul a fost din ordinul aciluiași Voicu Mihai și subordonații lui, comisarii Marian Lupu și Matei Alexandru, precum și avocatul lui Puzdrea, Victor Popescu, avocat care a fost pe vremuri procuror, actualmente făcând trafic de influență pentru aceleași Dumitru Puzdrea pentru a-i rezolva dosarele din instanță. Cei care au condus operațiunea au fost colonelul Secu, mâna dreaptă a lui Puzdrea, și subordonatul său, comisarul Popoiul Romeo. Mai mult, ca martori au fost luați la percheziția de la domiciliu lui Năstase Cătălin, chiar nepotul lui Puzdrea, Alexandru Gabriel, și șeful pazei complex Flora, la care Puzdrea e proprietar, pe Tudor George Laurențiu. Trageți și dumneavoastră concluzia. Mulțumim mult regiei pentru materialul oferit și după o asemenea emisiune, normal la o țară civilizată, democratică, conform datelor care avem că această țară are democrația cam de 20 de ani, trebuia să autoritățile să autosesizeze. Revenim acum la alta afacere în care Năstase Cătălin a fost păcălit de același Puzdrea Dumitru. Împreună cu Puzdrea, Năstase Cătălin se asociază cu Dumitru Dragomir, șeful ligii profesioniste de fotbal, pentru o afacere cu conserve. Năstase, pe firma sa, importă conserve din străinătate pentru a le comercializa în complexul Flora.
toată afacerea făcându-se doar pe firma lui Năstase Cătălin. Pentru că s-a văzut concurat, regele conservelor, libanezul Said Baclini, încearcă să oprească afacerea lui Năstase. Cum reușește? Corupe polițiști de la Poliția Capitalei, pe care îi trimite la depozitele lui Năstase să le sigileze. Pretextul? Niciunul. Mai mult, toate documentele și calculatoarele de la sediul firmei lui Năstase sunt confiscate fără niciun temei. Menționăm pentru opinia publică că toată afacerea era legală, s-au plătit impozite, taxe, precum și TVA. O parte din conserve sunt vândute, profitul fiind încasat numai de Puzrea și Dumitru Dragomir. Banii ce îi reveneau lui Năstase din afacere urmau să vină din restul conservelor ce trebuiau vândute, dar au fost sigilate de poliție la ordinul lui Said Baclini. Astfel, Dumitru Dragomir și Puzrea și-au recuperat banii investiți, pe când Năstase nu. Banii ce îi reveneau lui Năstase Cătălin erau în conservele sigilate. Și ce se întâmplă acum? Baclini îl contactează pe Năstase Cătălin și îi propune că îi cumpără el conservele așa sigilate cum sunt, bineînțeles la un preț foarte, foarte mic. Năstase Cătălin acceptă deoarece era presat să facă plățile către furnizorii străini, vânzând astfel la un preț derizoriu conservele, pierzând astfel aproximativ 700.000 de euro. Dezvăluim acum o altă afacere murdară a lui Puzrea, cea cu șeful Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir. Una din firmele lui Dumitru Puzrea, Universal Trade Construct, câștigă licitația construirii sediului nou al Ligii Profesioniste de Fotbal. Dar până începe construcția de la sediul Ligii LPF, toți angajații din Universal Trade Construct lucrează pe banii veniți de la LPF la hotelul personal al Dumitru Dragomir din aviații Crystal Palace. Domnul Cătălin Năstase, cineva s-a autosesizat după aceste reclamații la absolut, domnul Dan Iaconescu? Absolut, până la ora actuală. Din 2007, din 2007 da? Până la ora. Deci v-am zis. A fost cineva la putere și da. Este cineva care își punea da. Să trăim bine. În afară da. De el mai sunt și alții care vor să vină la putere, care au batjocorit pe această lume, care își punea să trăim bine. Nimeni de la dumneavoastră după această emisiune a lui Dan Iaconescu nu s-a autosesizat. Deci nu numai asta, v-am zis, funcția mea și da? Eu vreau să, că sunt vicepreședinte președinte Uniunii Arabilor din România, da? Da. Dacă cu mine se întâmplă așa ceva, care vorba e, răspund la comunitatea arabă, am încercat să intrăm în societatea română, da? Am încercat să fim cât mai, adică să... să ne integrăm. Integrăm da. În societatea română. Nu se întâmplă, nimeni nu te întreabă de sănătatea ta, fiindcă este Buzră. Cine este Buzră? Cine este Buzră? E cetățean de asta nu, este un om, din ce înțeleg eu, este un om care comanda crimele. El este blind de avaziun, el cu nevastă lui... Lasăm chestiile astea, domnul Cătălin, el comanda crimele. El cu nevastă lui s-a ocupat numai de avaziuni fiscale, una de lângă alte. Domnul Buzră, trebuie să înțeleagă că nu orice arab este o bradă ușoară pentru el și pentru alții. Autoritatea română trebuie să înțeleagă, să-l urmărească pe domnul Buzra, dacă poate, nu cine fură un ou, este condamnat în închisoare, cine fură un bou, face ce vrea și face tâlhării și amănința pe domnul Natalin Năstase, care este, vicepreședintele Uniunii Arabilor din România. Domnul de Cătălin Năstase nu este unul singur. Face parte din comunitatea arabă de România. Mascații când au intrat la el acasă, au bândit toată casa lui, au intrat pe lucruri intime ale familiei sale. Acest mascat reprezintă pentru noi cetățenii acestei țări siguranța națională, siguranța statului, siguranța noastră a tuturor. Acest oameni nu poate fi comandat de oricine să ajungă într-o casă de un cetățean de oarecare. Trebuie ei, când ajungă pe undeva, trebuie să fie bine informat, bine bun și la bun, că acest om care a intrat la el acasă reprezintă amenințarea la siguranța statului. Atunci, cum poate să ajungă acolo fără să știrea comandantul suprem acestui mascat sau comandat suprem care reprezintă siguranța statului de România. Înainte de Năstase Cătălin, a mai fost un alt irachian asociat cu domnul Puzrea în cadrul companiei Universal Trade Company. Acesta se numea Muhi și a fost înlăturat la fel de fostul deputat Puzrea prin intimidări și violență. Vreau să spun ca dovadă că el a mai fost domnul Buzrea
asociat și a avut director general alt irakian din afară de domnul Cătălin Năstase, care da, a fost Muhi, bătut, mă cheamă Muhi, Muhi, da. Care Muhi, că a fost da. Bătut mor, da. Intrând la spital, nici nu l-a vizitat, cu atât mai mult l-a determinat. L-a bătut mustră personal cu bodyguards, în complex. Și a fost plecat din țară, faptul că ăla nu a fost cetățean roman, a avut cetățenie irakiană, a fost trimis pachet la el în țară, având interdicție de 10 ani să nu mai intră în țară. Să nu mai intră în România. Eu nu vreau să spun că omul ăla și este o valoare, ca să nu spun cine este. Avem informații precise cine este în Irakul lui acum. Să batem joc de un om de valoare, mai ales și domnul Cătălin Năstase, unchiul lui este procuror general din Irak acum. Năstase Cătălin a fost în anul 2007 într-o delegație oficială în Irak, împreună cu armata română, ceea ce denotă apropierea acestuia de valorile românești și sprijinirea acestuia păcii în zonă și în țară și nici de cum o implicare a teroriștilor arabi în România, cum insinuează domnul Puzdrea. Să spunem că dumneavoastră ați fost oficial în Irak cu armata română, un om care, deci, conform datelor domnului Puzdrea, dumneavoastră sunteți un terorist, deci, pentru un om, dar dumneavoastră acest terorist îl trimite statul român oficial la armata română să viziteze armata română. Adică nebunim în țara asta, luăm razna, grecul de razna. Da? Concedență sau un fel de cadou, după ce am venit din delegație în vizită, am vizitat armata română din Irak. Și Corescu, știți dumneavoastră foarte bine că te duci, nu sunt în Bagdad, în altă zonă, și ce se întâmplă, ce se întâmplă. Convenția care a făcut mie Buzdra când am venit, a trimis mascații la mine acasă, cojitorul lui colonelul Secu, cu năbătul lui Buzdra, da? Da. Să fie martor? Asta a fost cadoul lui Buzdra când am venit eu din Irak. Adică tot face, deci el știe foarte bine că nu se întâmplă absolut nimic. Face fel și fel de avaziuni. Face fel și fel de treburi și nimeni nu întreabă de sănătatea lui. Deci eu nu am lăsat organe de stat care nu am depus o blingere, da? Împotrivă lui Buzdra nu s-a luat nicio măsură. Astfel, Năstase Cătălin încearcă pe diverse căi legale să facă lumină în cazul Buzdra, dar niciun avocat și niciun procuror nu dorește lucrul acesta. Concluzia? Corupție, corupție, corupție. E plus de asta, toți avocații mei, care sunt, au fost amenințați de procuror. Să nu fie. Să mă lasă în pace. După ce au luat banii de la mine. Și nu mai răspunde nici la telefon. Deci, avocații vin și fac cu ei contract. Da? Da. Îi dau lor banii. Da? Corect. După aia, nu mai știu ce se întâmplă. Sau se ducă și să fie cumpărați de Buzdra. După ce servesc masă cu Buzdra. Sau să fie amenințat. Deci am înțeles acum... procurorul șef pe numele Mircea Ene, da? Asta care toate dosarele mele e pe mâna lui, am înțeles că acum este cercetat. Nu știu cât este de adevărat, da? Dar toate soluțiile neîncevere urmărire penală împotriva lui Buzdra. Adică ce vreau mai mult de dovezi asta? V-am zis, martor, am vrut 5-6 martori. Că am fost amenințat și a trimis ca să ia viața mea, Buzdra, și nimic nu se întâmplă cu el. Domnul Cătălin, pentru un minut puteți să concluzi un minut, da, da, ce vreau să vă spun, adică bună, când stăm și autoritatea stă cu mână în sân și nu se ia de dreptate. Eu dacă vă întreb, dacă era invers, să fie un... Nu vreau să fac acum diferențe. Dacă să spunem la țara unde ridică rezicin, să fie un irachian, amenință un român care lucrează acolo. Tot se procedează la fel? Asta vreau să întreb. Și răspunsul nu-l vom primi niciodată, dar nu uitați să vă cereți dreptatea. Vreau dreptate.